No, bun, deci, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou de episod de Painkiller. Bă, am și uitat complet de seria asta, să-mi bap, deja sunt la penultimul capitol, pe la jumatea lui. Hai să dăm totuși pe la misiune, să terminăm și noi odată seria asta. Poate o să fie o misiune scurtă și o să o pot face foarte repede. Sau să fie una lungă pe care o să trebuia să filmez vreo 20 ceva de minute și să tai din ea. E, vedem ce-o fi. N-am mai filmat de mult Painkiller, mi-era dor de vremurile în care trebuia să aștept vreo jumătate de zi să-și dea loading screen pentru că misiunea se încarcă extrem de greu. Deci jocul ăsta îți rulează pe orice cazan, are cerințe cam ca și CS Sursul, poate chiar mai mici, dar trebuie să se încarce foarte greu. Exact asta nu suport la jocurile vechi. Eu merg pe orice cazan, au gameplay bun, dar trebuie să se încarce greu, pentru că da, culmea, jocurile astea nu prea au loading screen-uri, dar în schimb, n-au gameplay față de astea vechi. Acum, serios, nu știu, comparați voi Modern Warfare cu Call of Duty Modern Warfare cu ce se lansează în ultima perioadă, Black Ops 3 sau Infinity Warframe, mă rog. Hai să vedem, misiunea se cheamă Palatul. Hai să vedem ce găsim aici în palat. Direct suntem aici acasă la Gigi Becali, e scheleții ăștia în pământ, aduceți-vă dreacu. Ok, hai că aveți și muzică de asta energică pe fundal. Nu pot să sar, de ce nu pot să sar la armură? Poate pentru că nu, pentru că pe acolo trebuie să ajung. Ba da, uite pe aici, da, armura încoace. Ăla-i tati. Ia duceți-vă dracu. Opa, opa, stați că vă prind ăștia. Ia, stați un pic. Direct luați-i mânca mea, spula. Hai, dă-te dracu. Mori. Mori, am zis. Hai. Care mai e șmecher, băgam? Am acum un chef de ăsta, nu știu, să mă joc ceva. Am așa. N-am stare, de fapt, mai bine zis. Și am chef să mă joc ceva așa mai ne... Dar bine că claxonați pe stradă. Hai, noroc și ție cu metre. Sper să nu se audă pe filmare. Atal, dracu, ce vrea să mă taie. Bă, sultane, stai cu minte. Ăsta-i dalul ăla, dalul Bahar sau Suleiman Zare prolific, cu ce seriale dădeau ăștia cândva la televizor pe vremea când eram mai retardat și mă uitam la televizor să-mi bapă. Când nu mă uit la televizor de când am terminat clasa 8, mă simt mult mai fericit. Da, nu știu. Eu din clasa 8 nu mă rătezor. Am descoperit internetul, pe atunci aveam doar o tabletă, n-aveam calculator pe atunci, era bulit. Aveam o tabletă și tot ce vreau să văd, entertainment, divertisment și alte căcaturi de genul, ca să le pot spune așa, vedeam de pe tabletă, pentru că internetul este cel mai bun. Televiziunea o suge, nu doar la noi în țară, și în alte țări. Cunosc pe cineva care stă în Italia, televiziunea de acolo este și mai de căcat față de cea de aici din România. Așa că, pe scurt, nu vă uitați că avem televiziune căcat, în alte țări sunt și mai de căcat. Ok. Hai să vedem totuși, mai aveți muniții ceva pe aici? Ne-am învârtit destul. Hai să omori și pe bulangii ăștia. Lasă sabia. Ok. Gata? Stai. Aici shuriken-uri. Bun. Altă muniție pe aici nu mai e, se pare că nu. Ok. Ba, dar uite aici niște shuriken-uri. Nu se mai văd shuriken-uri, se pare că nu. Unul mai este în direcția asta. Uite aici un schelet de ăsta. Da, mori odată, dă-te dreptul. Mori odată, dă-te dreacu, frumos. Da. Hai că sunt acum într-o stare de aia de om energic. Nu sunt în starea aia de om prăjit. Hai, dăm coace. Dăm coace aia, dăm coace aia. Ăla-i, mă. Ok, dăm coace asta. Hai. Care vrea niște curent în el? Să-i vibrez curul acum. Asta suna cam ciudat. Ia niște curent, dă-te dreacu. Sau dăm cu shuriken-uri. Nu prea am așa mult curent, așa că le dau cu shuriken-uri. Ia muri sfirața-i dracu. De unde căcat trag ăștia? A, uite acolo. Ia dăm cu acea armura. Că mi s-a cam belit un pic, ca să zic așa. A, cred că pentru ăștia cu armură e. Pentru cavalerii ăștia e curentul ăsta electric. Ăla are... Steagul mai are... Anglii sau ce steag avea ăla? N-am putut să-mi dau seama. Așa era oia din Stronghold Crusader. Pentru cei care au jucat jocul, este un joc de strategie foarte vechi și e de asta cu cruciade. Și cam așa arătau cavalerii de acolo, numai că ei n-aveau arpalete, aveau săbii. Și arpaletiștii erau altfel. Mă rog, e un joc de strategie vechi, n-are importanță. Nu prea mă joc strategie, dar jocul ăla chiar mi-a plăcut. Nu știu, singurele jocuri de strategie pe care am jucat cred că ar fi la Stronghold Crusader, Clash of Clans pe tabletă. Și nu mai știu. Mai veniți mulți, totuși. Ia dăm cu acest șorgan, nu? Hai să-i prindem pe ăștia așa în rând. Rața-i dracu, săbile voastre de sultan, scoși din bahar. Ma... Nu am nimic cu cei care sunt de la Bahar, dar mai sunt, dar mai văd uneori poster pe Facebook despre Bahar și nu știu. E exact ca atunci când erau și de alea cu Suleiman.
atunci când era Suleiman mă uitam tezor, dar Bahar și astea nu i-am prins. E mai rece în Baharul, are un an, cred, sau nici un an n-are, nu știu. Ce căcă m-a delit, a, ăștia. Ia firăței, Drake. Nu te omoară arpaleta mea? Se pare că nu. Mi-a mai pălit unul cu sabia. Ok, pe ăla am delit. Bă, dar prea fain crossbow ăsta, ce căcat trebuie să fie, nu știu, dar e fain oricum. Ok, că l-am dilip ăla. Cam ăla a fost paguba. Ia să vedem ce mai avem și noi pe aici. Du-te, 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 du-te. Dă-i, 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 dă-i. Hai că vin mai mulți aici. Ia vin, ia să-i tăiem pe ăștia totuși. N-am mai fost de mult drujba. Anarhie! Dă-i, 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 hai. Care șmecher, vă tai, vă feliez. Cu talent vă decupez, pe toți vă tau. Hai că am ajuns să folosesc replici din Moșii Foca. E bine să te inspiri uneori, nu să copiezi. Chestia că mulți nu fac diferența între astea două. Și când cineva se inspirează la cineva, alții zic că e copiere, când alții îl copiază zic că e inspirație. Parcă am fi în Anglia, unde totul e pe invers, cu drumurile, se circulă pe partea aialaltă, mașinile au volan invers. Așa și la noi, logica e da-n pulea la noi în țară. Gata cu misiunea. A, mai avem un partea aia. E deasupra. Ajunge până la el curentul? Nu cred. Așa că îi dau cu shuriken-uri. Ai murit, fi... N-ai murit, fire, Eldrake. A murit, bun. Hai pe aici. Armură în cam, HP-ul nu s-a dus dracu. Totul e bine. Da? Direct în Bahar ne-am dus, băga mea și... Dăm cu acești shuriken. Folosim shurikenuri care sunt chestii de-astea asiatice împotriva dăstura musulmani. Frumos. Și e fain că de-aștia nu vedeai în armata musulmanilor. De-aștia vedeai pe la englezi cu scuturi din aia, cu steaguri din alea. Aia din Marea Britanie aveau așa ceva. Da, mor și tu astăzi. Tu-ți morții tăi că nu mai mori. Poate că mai vin. Hai să-l dilez pe ăla de sus de acolo. Am murit, am murit. Luați-vă de aici, direct curent electric. Hai, voi n-ați descoperit curentul. Eu l-am descoperit, stă în fața voastră câteva sute de ani. Mă l-a aruncat în mine cu căpățâna lui, ce drept. 200 HP, frumos așa. Stați, direct gloanțe. Hai cu gloanțe, hai cu gloanțe, hai cu gloanțe. Aia se sparge oare? Nici nu știu. Care șmecher, băgam ea și mâna în buzunar. Uhu, artificii! La mulți ani, 2017! Uhu, artificii! Dacă catul ăsta nu se poate strica. Aia e lavă, dacă mă bag în aia m-am dus, dracu. Cuci, am măcilării pe ăștia. A, pot să spar bolovanii ăștia în aer, frumos așa. Dăm cu acești pe-u. Deci unul mai e în direcția aia. Hătă-l dracu ce sare. Mai veniți pufirea-ți-ai dreau. Hai, alte artificii. Hai cu artificiile. Cofătat în sfârșit. Suleiman Zăre un puradel și nou puradoaică. E cu rezist puradoaică, puradeliță. A mea. Nu știu. Da, mai avem artificii pe aici. Artificii nu mai avem. Nu prea mai am gloanțe, nu e bine. Luați de aici rachete, ce ți vă dracu. Unul e sus, uite-l acolo. Hai că o să vină, dă încoace shotgun-ul. Veniți încoace, firațe, dracu. Atal dracu, ce mă mușcă. Bă, tu nu știi dacă mă mușturbezi. O, stai că avem muniție și pe aici. Adă muniția la băiatul. Ho, 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 câte dase de curent avem.
A, văd ăștia. Ohohoho, și gloanțe. Ăla-i tati, ăla-i mă. Dei, 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 dei. Bun, ăla-i. Asta se dărâmă? Nu se dărâmă. Mai sunt? Care șmecher băgam ea și mâna în buzunar? Banii la bancă, la bambabă și alte chestii. Where the fuck? Oh, there. Hai cu artificiile. Uhu! Hai că parcă e altfel când ai artificii. Când eram mic și era Revelionul, când stăteam în București, parcă v-am mai povestit sau nu, nici nu mai știu. Când eram mic stăteam în București și stăteam fix în centru, în Piața Victoriei, sectorul 1. Și mereu se vedeau artificiile. Că n-aia, fiind în centru, se vedeau artificiile, nu stăteam la bloc, stăteam la casă. Deci nu-mi plăcea să mă uit la artificii. Stăteam pe gen și mă uitam la artificii, la fel și când era furtună și erau fulgeri, nu știu de ce. Deci culmea, altora le era frică de fulgeri, eu stăteam pe gen și mă uitam la fulgere. Chiar ne povestea odată profesoara de română că a fost luat o furtună și era așa frică încât s-a dus în beci și-a luat o carte și o citea acolo până să treacă până trecea furtuna. Și când i-am spus că eu stăteam și mă uitam la fulgere când eram mic, nu mai știa ce să zică. Te simțea așa, mă, nu știu, ceva gen, ai de capul meu, ăsta la câțiva ani n-avea frică de fulgere sau cine știe ce-o fi zis, cine știe în ce familie a trăit ăsta. Tot așa odată eram în clasă și era o furtună afară, mă, nu era furtuna, fulgera, decepeam să... Zic pe acolo, gata, vine sfârșitul lumii, Undertaker, nu știu ce le ziceam pe acolo. Erau câțiva care se uitau la wrestling, e și o fată care se uită la wrestling acolo și a gustat gluma aia cu Undertaker, nu mai putea de râs. Minune că sunt și fete de 16-17 ani care încă se uită la wrestling. Nici mie nu veni să cred când mai zic că se uită la wrestling. Bă, dar cu ce totuși te diles pe aia? Ia, 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 stai, 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 stai. Oh, ai direct să-i curentă, bă, și-a luat-mă curent electric aici. Vă vibrez mai ceva ca vibratorul mamelor voastre. Poate că sunt un pic cam mamofil, cine știe. Ia, de aici, shuriken-ul, tu, dă-te, drecu. O, tău, drecu, bă, ăștia sunt scoși din World of Warcraft. Băgați-ai să... Bă, nu... Stai, 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 pă, ăștia trebuie să-i dilești cu... Nici cu asta. Le dăm cu shotgun-ul. Așa, mă, asta tot timpul, asta tot timpul are efect, dă-i drecu. Ai înghețat? Bun. Prea bun șorganul ăsta. Prea fucking bun. Ok, dăm cu acea shuriken. Mai dăm cu acea niște shurikenuri. Astea nu se belesc? Ba, da, se belesc. Auză-mă. Bulesc așa, nu belesc. Ce dracu am. HP? Mamă, erau de-aia de HP acolo. Ok, cum pui mei ajung acolo? Ia, stai, 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 că avem shuriken-uri pe aici. Dăm coace muniția. Ia, sparge-te. Eee, că e o scară acolo. Hmm, pot să mă urc? Și acum ce căca fac? A, iau înainte, mai întâi dă shuriken-urile astea. A, nu mai am spațiu 200. Hai că am maximul, hai să le... Ia, stai că e de-aia să-i îngheț acolo. Hai că fac toată misiunea asta că ține ceva timp. Nu m-am uitat așa să văd decât timp filmez. Dar nu contează, fac toată misiunea. Jocul ăsta îți face o plăcere să-l joci. Acum să văd dacă vă mai place și vouă. Că am făcut stropul ăla în care nu știu de ce am băgat serie Far Cry 2 că nu mai filmez. Am încercat să filmez, dar mi s-a luat de Far Cry 2. Cred că, nu știu. O să mai încerc să filmez Far Cry 2. Dacă nu, poate mă bag direct pe 3, văd. Văd de ce fac. Dar să mai termin din seria astea, că deja am prea multe serii active. Să mai termin dracu din ele. Să termin GTA-ul, să termin ăsta, să termin Prison Break-ul. Și așa nu sunt trecerile mai apreciate și... De fapt, da, chiar. Vă mai las un... Cred că vă mai fac un stropul în descriere. Sau vi-l las pe ăla vechiul. Nici nu mai știu. Să mă uit dacă s-a mai votat ceva la stropul ăla. Da, am avut vizionare o grămadă la clipul ăla. Deci presupun că ați votat marea majoritate. Vreo 37 de voturi tot erau. L-am pus pe Facebook, pe pagina oficială. Hai, mă, deschide ușa, creștine. O, uite acolo, HP-a, dă HP-ul, dă HP-ul, dă HP-ul. Ăla-i, mă, bun. Hai, mă, care șmecher, băgam ea și mâna în buzunar. Ia să vă mai povestesc și vouă ceva o întâmplare. Nu știu, că n-am ce povesti. Așa, doar să încep să înjur. Păi, și n-are niciun farmec. Plus că mi-a scris mai de mult cineva în comentarii să nu mai înjur, că sunt copii care se uită, îi văd părinții că se uită la, îi aud părinții că se uită la dăștia care înjură, care își bagă mătărânga și pierd abonați, că nu-i mai lasă să se uite la mine, bla 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 bla. Așa că hai să povestesc o întâmplare. M-am uitat la Suicide Squad. Știu nimic interesant. Să vă povestesc totuși
mă muci mă aruncă în sus acolo. Să vă povestesc cum mi s-a părut Suicide Squad-ul. Părerea mea, mai bine mă uitam la Bahar. Bine, glumesc. Suicide Squad-ul prea SF, deci hai cu artificiile alea. A, uite artificii și în partea asta. Bă, ce dracu, mă mănâncă nasul. Bă, mă mănâncă nasul și nu pot să... Fain, acum am primit și mesaj de la... Unul să intru pe WoW. Fix după ce am filmat WoW. Bă, da, ăștia nu mai mor. Aici ce avem? Nimic interesant. Ne dăm cu acealtă armă. Nu asta, nu asta, nu asta. Shotgun-ul, adă shotgun-ul. Ia dracu, mă aruncă în halul ăsta. Futu-s scutul mătii așa. Hai să vă povestesc despre Suicide Squad cum mi s-a părut. O porcărie de film până pe la jumătate, cam așa. Deci după o oră întreagă la care m-am uitat, nimic, nimic interesant. Atât ăsta să ne povestească povestea lor. Bă, dar prea mult ați mai lisea să ne zică ce mărime avea aia la pantof. Prea, prea mult asta cu povestirea. O oră și ceva, înțeleg că erau vreo 6, 7, câți dracu erau. Harley Quinn, Deadshot, ăla cu focul, nu mai știu care, mă rog. La sfârșit a fost cât de cât bun filmul, dar în rest căcăcios. Am stat și 2 ore să mă uit la el. Măcar am randat vreo 2 episoade. Unde Prison Break și unul, nu mai știu de ce am randat. Rămân la Prison Break, să-l termin de văzut că sunt la episodul 16 din 24 din ultimul sezon. Pe scurt, termin dracu și o serialul ăsta înainte să înceapă școala. Să-mi ating și eu scopul. Oricum ăsta mi-era scopul în vacanța asta. Nu să ajung la 1000 de subscriber, ci să termin Prison Break-ul. Că asta mi-am propus de anul trecut, că când se termine vacanța de vară am început să mă uit la el și am văzut doar pe un sezon. Și am zis, hai că fac pauză și continui într-o vacanță. Ziceam că mă uit în aia de iarnă, nu mai uitam, mă uit în aia de Paști, nu m-am uitat. Până la urmă, m-am uitat, am început să mă uit în vacanța asta. Dar oricum, mult, mult prea fain serialul ăla, îmi place bunie. Dacă vă place și vouă, mulci mă aruncat ăsta. Ai murit? Gata, gata, bun, hai, următorul checkpoint. Deja filmez de jumătate de oră, cred. Mai băgăm niște artificii totuși. Uhu, artificii, bun. Sunt energic, nu știu ce am. Sau fiindcă azi cum mi-a venit prima scrisoare de la YouTube să cu pinul de la AdSense. Poveste lungă, v-am mai povestit eu într-un clip, parcă. Cum e treaba asta? Parcă v-am povestit într-un episod de GTA 3. Mă rog, nu l-am postat episodul ăla, dar mai mult ca sigur o să vă pup. Vedeți acolo. Am ucit cocotul. Da, dă cu ce? Ok, cred că dau mai mult damage sau cine știe. Dau un ăștia. Abanci că ca face asta, dar e destul de fain. Îmi place cum mi se vede așa. Zici că mi-a pus Don Vlack în Minecraft, glumesc. Dă-i. Ce aruncă ăștia cu artificii în mine. Oho, cât curent ăsta am. Vă dau eu curent alternativ sau continuu, nici nu știu care e ăsta. Nu, se vede că nu prea am, le am cu fizica. Bă, dar nici eu nu sunt inteligent, nu iau și eu HP-ul ăla. Bă, stați că ăștia m-au prins la colț, nu-i bine, fugi. Adă HP-ul, morții mătii. Dacă e pe partea asta, vă, că... Da, mai bine și de pe partea aia. Putu-s gâtul, ia. Luați, mă, rachete, mânca mea, ți-a pendicul și ce-mi iese pe vece un fiecare dimineață, că mă cac de terori pe zi. Hai că deja v-am scârbit, pare rău dacă v-am scârbit sau mâncați acum, sau dacă vă uitați cu părinții la videoclipurile mele sau sunteți pe boxe. Hai, mă, mor odată și tu. Știu că ar trebui să fiu un model pentru voi, că marea majoritate sunteți mici, sunteți copii de 12, 10, cam așa. 10, 12 ani, marea majoritate. Am văzut cam și mai mici, de 8, 9. M-am întâlnit odată pe un server de CS cu unii. Unul știu că avea 9 ani, celălalt nu știu câți ani avea. Salut Bogdi, dacă te uiți, da, așa era trecut pe Counter Bogdi. Am jucat și cu el un pic de CS Surs, că avea chef să joace CS Surs cu mine un gun game. E, de nu i-am dat eu la lame pe gun game acolo. Da, energic tipul, nu se... Nu-i tăcea gura când se juca. Ok, mi-a dat ceva, nu știu ce căca mi-a dat. Încep direcția cucuruzului meu, trebuie să merg. Am, direcția asta. Hai, și acum, gata. Următorul checkpoint să fie. Pe un se merge direct pe aici. Nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici. Hai, înapoi.
direct în palatul sultanului am intrat să dea dracu. Mergem să-l asasinăm pe Sulei Mazăre, prolificul. Atal dracu ce vine, stai bă, cum te ho, salam alegu, sau cum vă salutați voi ăștia musulmani, musulmani erau arabi. Bă, așa sunt și turcii, tot ceva gen din arab se trag și ea de-i drept. So. Abar n-am. Mordă-te, drecu. Oh, câți vin. Mai veniți, bă. Mâncameți cucuruzul. Sau mătărânga, cum mai place să zic. Ce am dat-o ăsta cu arpaleta? O, ce mă învârt pe aici și-mi pus pe ăștia. Ok, mai dăm niște muniție. Și mai dăm niște muniție. Și stau scheleții acolo. Ia să nu mai stic rachetele alea. Ia, de ce cu aceea? Ia că am fugit prea mult de voi. Mai e vreun șmecher pe aici? Care vrea să ne pis din băga mea și la bam babă? Hai mă, care șmecher? Shadow Fight trebuie. Nu Shadow Fight. Shadow Warrior, așa. Shadow Warrior trebuia să fi jucat, că intram cu sabia în aia și tăiam. Poate o să fac șosea de Shadow Warrior, cine știe, sau Shadow Fight. Nici nu mai știu, nu, Shadow Warrior, Shadow Fighter ala pentru telefoane, pe care l-am băgat și în clipul ăla cu top 10 jocuri pe telefoane, care în ultimele două săptămâni a început să prindă bine. E chestia că mi-a făcut Facebook-ul ăsta nou și am tot fost băgat în grupuri, publicitate, rău, nu știu ce căcaturi grupuri pe acolo. Bă, dacă e vreunul dintre voi anumit pe grupurile alea care m-a băgat, să-mi facă reclamă. Așa, am tot fost băgat în grupuri de alea, așa că nu m-am putut ține și n-am băgat și eu clipul ăla, că, na, avea potențial bun, era destul de reușit. Am băgat pe ăla și văd că le-am dat câteva share-uri pe acolo. Bă, dar cum căcat ajung acolo, nici nu știu. Bă, în pana mea, cum cobor și eu? A, veneau ăștia pe mine. Mai sunt? Mai sunteți firații, dracu? Gata? Ați murit? Nu mai plim mult. În pana mea. Tot din spate vine. Hai de piz. Da. Măsi, cât mai trebuie să, după cât mai trebuie să merg. Gata. Da, mă, unde mătărânga mea trebuie să merg. Nu pot să sar de la balcon. Pare că nu. Geamul pot să-l... nici atât. Ia mă, scuze un lucru, dacă dau cu rachetă. Bubuie, bubuie. Cum căcat cobor? Bă, bă, nu mai să cobor. Bă, careva, bă, o ușă pe aici, ceva. Să pot și eu să cobor ca tot omul. Trebuie să sar să rup coloana. Parcă, a, nici nu mai știu pe unde am venit. Că n-am fost deloc atent. Atenție la neatenție, știți cum se zice? A, uite pe aici, scările astea, pe aici venim. A sparge și ghivecele ăstora cu ceramica lor de musulmani, ce căcat o fi. Otomani așa, nu musulmani, otomani se mai zice la turci, nu musulmani. Futu-s morții, mă, ce m-a păcălit. Bă, ce pizda măsii asta. Luați-mă rachete, mânca mea. Asta, oare merge așa? N-are efect. Mă, ce țeapă mi-am luat. Lua-ți rachete, eu ce ți văd, drecu. Otomanii puli. Ce sunteți voi? Ai murit și tu? Cât aș pe dă. Hai că dă ceva. Și gata, și misiunea asta. Ia, ia, m-a eliminat. Mamă, 23 de minute cu loading screen-ul. Am făcut deja 25 de minute. Mă rog, se pare că am dat fail, că nu știu ce. A, o să termin nivelul cu orice armură în bapula. Deci cam atât și pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanele de sub videoclip. Ia mă câte mai sunt. Una, două și...
Și mai rămâne pe ultimul capitol care mai are și asta încă vreo pauză. Hai că nu mai am mult și încheiem jocul. Deci cam atât și pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură, butoanele de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!